Elena Udrea a izbucnit în plâns în sala de judecată la Curtea Supremă. Aceasta dădea o declarație în care vorbea despre relația sa cu Ana Maria Topolicianu, cea care a și denunțat-o în dosarul Gala Bute. Judecătorul a trebuit să întrerupă ședința de judecată pentru ca Elena Udrea să se liniștească. Aceasta este o reacție neașteptată din partea Elenei Udrea, care până acum a părut foarte stăpână pe situație. Întotdeauna fostul ministru al turismului a părut să aibă o stare foarte bună, chiar și atunci când a fost scoasă încătușată pentru a fi dusă în arest, dar și atunci când a povestit despre condițiile din arestul preventiv. Ana Maria Topolicianu este unul dintre denunțătorii Elenei Udrea în acest caz, lucru la care blonda nu se aștepta, mai ales că cele două se cunosc de 17 ani. Elena Udrea a fost prezentă la Curtea Supremă pentru a fi audiată în dosarul Gala Bute, fiind acuzată de fapte de corupție.